România iese la vot duminică și își alege Parlamentul pentru următorii 4 ani. 5 deputați și 2 senatori vor reprezenta Gorjul până în 2024. Sediul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică din cadrul UCB va fi transferat în patrimoniul Ministerului Educației. Decizia este una avantajoasă atât pentru universitate, cât și pentru autoritățile locale și județene. Pandurii Târgu Jiu așteaptă avizul DSP pentru a putea juca următorul meci. La ultima testare de miercuri, echipa de fotbal a avut 4 jucători confirmați pozitiv COVID-19. În situațiile de criză, nu trebuie să ne întoarcem unul împotriva celuilalt. Vorbim deseori despre schimbare. Tot timpul trebuie să schimbăm ceva. Și din 4 în 4 ani, când chiar putem schimba ceva, alegem să ignorăm acest moment pentru că așa ne-a spus cineva că oricum nu se schimbă nimic. La urna de vot, decizia este a noastră. În aceste alegeri, la fel ca și în oricare alte alegeri, este vorba despre cineva care va avea puterea de a modela viitorul pentru următorii 4 ani. Chiar vrem să decidă alții cum va arăta viitorul nostru? Schimbarea nu va veni dacă așteptăm altă persoană sau așteptăm alte timpuri. În 89, părinții noștri nu au așteptat pe nimeni și nu au așteptat să mai treacă timp. Nu au știut dacă vor reuși și nu au știut dacă ceva se va schimba. Dar au ieșit în stradă. Noi nu putem ieși la vot? Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. Zi de foc duminică pentru politica românească. Cetățenii își vor alege reprezentanții în Parlament pentru următorii 4 ani. Deși ne aflăm într-o situație dificilă din cauza pandemiei, mii de oameni fiind izolați sau internați din cauza noului coronavirus, scrutinul se va desfășura normal, respectându-se câteva norme de igienă. La ora 7 se deschid ușile secțiilor de votare din întreaga țară. Câteva mii de candidați se bat pe 465 de locuri în Parlament. 136 de senatori și 329 deputați vor legifera în următorii 4 ani pentru ca România să dezvolte și nivelul de trai al cetățenilor să crească, după cum sună promisiunile electorale. Membrii Camerei Deputaților și ai Senatului sunt aleși prin vot universal în cele 42 de circumscripții electorale, corespunzătoare celor 41 de județe și municipiului București. Norma de reprezentare este un deputat la 73.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori. Sistemul electoral este unul proporțional. Membrii se aleg din toate partidele care au depășit pragul electoral de 5% din totalul voturilor exprimate în baza unui algoritm. Scrutinul durează până la ora 21. 331 de secții de votare vor fi deschise pe raza întregului județ. Dacă vă aflați pe raza localității de domiciliu în ziua alegerilor, puteți vota doar la secția unde sunteți arondat, însă dacă vă aflați în altă localitate din Gorj, dreptul fundamental poate fi exercitat la orice secție de votare pe listele suplimentare. Cetățenii aflați în izolare sau în carantină la domiciliu, ori internați în spital din cauza infectării cu noul coronavirus, vor putea solicita urna mobilă. Cererea se va putea depune și la biroul electoral județean dacă persoana nu știe la ce secție de votare este arondată. Cererile pentru urna mobilă se depun în ziua de sâmbătă, între ora 18 și 20, la secțiile de votare la care persoanele respective sunt arondate. Se pot depune într-adevăr cereri și la biroul electoral județean până vineri. Dacă persoanele respective nu știu la ce secție sunt arondate, aceste cereri trebuie să fie însoțite de dovada că fie sunt pozitive, fie sunt izolate ca urmare a faptului că au intrat în contact cu o persoană pozitivă. Noi, împreună cu biroul electoral județean, vom solicita dacă sunt persoane care nu pot face dovada că sunt izolate, vom înainta lista cu aceste persoane către Direcția de Sănătate Publică și vom cere să ni se dea dovada că aceste persoane sunt izolate și deci vor primi urna mobilă să-și exercite votul duminică. În Gorj, 5 deputați și 2 senatori vor merge la Palatul Parlamentului și vor reprezenta județul până în 2024. Votul este cea mai puternică armă a cetățenilor. Este cea mai importantă formă de participare politică pe care o au la dispoziție cetățenii țărilor democratice și un drept care trebuie utilizat pe deplin. Pe 6 decembrie, românii trebuie să iasă la vot.
Cetățenii merg la urne și acordă votul lor candidaților care i-au convins sau partidelor politice preferate. Votul este expresia formală a sprijinului cetățenilor față de o idee, un candidat sau un partid. În fapt, asta reprezintă democrația, puterea în mâna poporului. Parlamentul este reprezentantul tuturor cetățenilor unei țări democratice. Așadar, parlamentarii trebuie să servească interesului public și nu invers. Cetățenii au dreptul de a alege cine îi va reprezenta și cum îi va reprezenta. Dreptul la vot este cuprins și în Constituția României. A fost câștigat cu greu acum aproape 31 de ani, în decembrie 1989. În 1990, alegerile prezidențiale au fost singurele din istoria electorală post-decembristă, în urma cărora șeful statului a fost ales din primul tur de scrutin. S-au prezentat atunci la urne peste 86% dintre cetățenii cu drept de vot, procent care nu a mai putut fi egalat niciodată. Primele alegeri parlamentare de după Revoluție au fost organizate pe 20 mai 1990. Și atunci au venit la vot 86% dintre cetățenii care aveau acest drept. Următorul scrutin a avut loc în decembrie 1992. 76,29% a fost prezența la vot în acel an. În 3 noiembrie 1996 și-au exercitat dreptul fundamental 76,01% dintre românii cu drept de vot, în timp ce în 2000 prezența a scăzut cu mai mult de 10%. În 2004, doar puțin peste jumătate dintre cetățenii care puteau vota au venit să aleagă Parlamentul, iar în 2008 a fost înregistrată cea mai mică prezență la urne. Doar 39% au hotărât să pună ștampila pe buletinul de vot. În 2012 s-au mobilizat mai mulți cetățeni, iar prezența a crescut la aproape 42%. Ultimul scrutin pentru alegerea legislativului a avut loc în 2016, când au participat la procesul electoral aproape 39,5% dintre cetățenii cu drept de vot. Observăm astfel un trend descendent al prezenței la urne. Se pare că bucuria câștigării dreptului de a alege a fost manifestată doar în primii ani de după Revoluție. Ulterior, dezamăgirea cetățenilor s-a regăsit în participarea scăzută la procesul electoral. Pentru toți anii în care românii nu au avut dreptul de a vota, pentru cei ce și-au pierdut viața în decembrie 1989 ca să-l câștige, pentru 31 de ani în care s-au ales 7 parlamente, dar și pentru că ștampila este cea mai importantă armă a cetățenilor, românii trebuie să iasă la vot. Unele localități din mediul rural încep să investească în educație. Este și cazul comunei Drăguțești, care a alocat bani școlilor pentru achiziționarea de tablete inteligente și laptopuri pentru cadrele didactice. Școala din Drăguțești beneficiază acum de tablete inteligente pentru elevii care studiază în clasele de gimnaziu. De aceleași mijloace vor beneficia și grădinițele din Drăguțești în perioada următoare. Edilul comunei, Dumitru Ion Popescu, spune că abia așteaptă reînceperea activităților didactice față în față, pentru ca elevii să se poată bucura de noua achiziție. Valoarea investiției se ridică la 70.000 de lei, adică mai puțin de 15.000 de euro. Da, vreau să spun că am făcut bine, de fapt nu eu, și școala a făcut o achiziție cu banii dați din partea primăriei și a Consiliului Local. Vreau să avem o școală modernă, vreau să avem o școală europeană și copiii chiar să învețe carte la standarde foarte înalte. Am făcut achiziții de videoproiectoare și table inteligente. Nu vreau să mai văd acea cretă pe hăinuțele copiilor. Și îmi doresc din tot sufletul ca în cel mai apropiat scurt timp să vedem copiii iar la școală. Deci asta este cea mai mare dorință mea și să sperăm că de la anul vom începe școala. Tabletele inteligente sunt îndeajuns de performante încât pot transmite și cursurile online. De asemenea, au fost incluși un proiect și profesorii de la școala din Drăguțești. Pentru a facilita desfășurarea activităților în spațiul virtual, unitatea de învățământ a achiziționat și laptopul pentru cadrele didactice. Nu este o investiție foarte mare. Eu am dat școlii 70.000 de lei din care au făcut achiziție de tablă inteligentă și laptopuri pentru profesori. Fiecare profesor să poată să țină cursuri cu copiii acasă. În perioada următoare vor fi achiziționate și tablete pentru elevii comunei. 273 de copii studiază în prezent la Drăguțești. Clădirea Monument Istoric din zona centrală, ce în trecut a fost sediul Tribunalului Gorj și în prezent este folosit drept sediu al Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, UCB, va fi transferată în patrimoniul Ministerului Educației. În prezent, clădirea se află în patrimoniul Consiliului Județean.
Clădirea Monument Istoric din zona centrală a municipiului Târgu Jiu va fi transferată în patrimoniul Ministerului Energiei și Cercetării. Este vorba despre fostul sediu al Tribunalului Gorj sau Casa cu Statui, ce în prezent se află în patrimoniul Consiliului Județean Gorj. Clădirea în momentul de față este folosită drept sediu al Facultății de Științe ale Educației, Drept și Științe Administrative, fiind administrată de Universitatea Constantin Brâncuș. Ministerul Educației și Cercetării a lansat într-o dezbatere publică un proiect de hotărâre, proiect ce ulterior va fi supus aprobării într-o ședință de guvern privind trecerea imobilului în patrimoniul și administrarea MEC. Această decizie este una avantajoasă atât pentru universitate cât și pentru autoritățile locale și județene. Începând de acum, atunci când este nevoie de o finanțare serioasă pentru reparații capitale, conducerea universității se va putea adresa exclusiv Ministerului Educației. În trecut nu se putea pune problema reparațiilor majore, Consiliul Județean neavând drept să finanțeze învățământul superior. Clădirea are nevoie periodic de reparații serioase. Este și monument istoric. Ori, Consiliul Județean ca proprietar, când noi putem face întreținere curentă, adică reparații curente. Dacă este vorba de o reparație capitală, este nevoie ca proprietarul să intervină. Ori, Consiliul Județean nu are niciun fel de atribuții pentru a întreține clădirile date în administrare universității. Nu este legal ca Consiliul Județean să financeze din banii județului universitate de stat. De aceea s-a optat pentru această procedură ca această clădire să treacă în domeniul public al județului Gorj, în domeniul public al statului, la Ministerul Educației și rămânând în continuare în administrarea Universității Constantin Brâncuș. Deci nu este niciun fel de problemă, doar că atunci când este nevoie de o finanțare serioasă pentru reparații capitale, Ministerul Educației poate interveni și să acorde sumele de care avem nevoie. Înființarea Universității Constantin Brâncuș s-a decis în anul 1992 cu următoarea structură: Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe, asigurând calificarea superioară a specialiștilor în domeniul tehnic, economic și juridic. În prezent, în Universitatea Constantin Brâncuș există 4 facultăți, și anume Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică. În cadrul unei ședințe a Consiliului Județean, aleșii au aprobat rectificarea bugetară necesară achitării drepturilor salariale ale angajaților din cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Gorj. Suma de 4,5 milioane de lei va acoperi plata salariilor pentru luna decembrie. Alte 2,9 milioane de lei vor fi asigurate prin hotărâre de guvern pentru ca salariații să fie plătiți integral. Angajații Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj au primit o veste bună. Consiliul Județean va aloca sumele necesare acoperirii drepturilor salariale pentru luna decembrie. Suma alocată este de aproximativ 4,5 milioane de lei. În ultima ședință a Consiliului Județean, aleșii au aprobat prin rectificare bugetară sumele necesare achitării salariilor personalului din cadrul asistenței și protecției sociale. La nivel național se întâmpină dificultăți pe domeniul de asistență socială, însă la nivelul județului Gorj până în prezent s-au găsit resursele financiare necesare plății integrale a salariilor. Prin rectificare bugetară care a fost aprobată de Consiliul Județean în ultima ședință organizată, s-a aprobat alocarea sumei de 4,5 milioane de lei provenite din redistribuiri de la alte capitole bugetare la care s-au înregistrat economii și, în plus, prin hotărâre de guvern se va completa această sumă cu alte 2,9 milioane de lei pentru a asigura plata integrală a salariilor salariaților de la Protecția Copilului Gorj pentru luna decembrie. Situația financiară la nivelul țării este una tragică. Pandemia COVID-19 și restricțiile impuse de aceasta au afectat la nivel național atât angajatorii cât și angajații. Mii de români vor rămâne fără salarii chiar în prag de sărbători. În urma unui control al Inspectoratului Școlar Județean Gorj la Liceul Tehnologic din Turburea, numeroase nereguli au fost constatate. Situația unui elev în vârstă de 46 de ani care a fost înmatriculat în clasa a 10-a și a ajuns în clasa 11-a fără să fi trecut pe la ore, a constituit obiectul anchetei. Cataloage duble și registre matricole neștampilate sunt doar câteva dintre neregulile depistate în urma activităților de verificare.
Cazul elevului fantomă din județul Gorj a scos la lumină numeroase nereguli, cataloage duble, registre matricole neștampilate sau elevi care trec clasa fără să se prezinte la ore. În urmă cu ceva timp, o situație bizară a fost depistată în cadrul liceului din Turburea. Un bărbat de 46 de ani din localitate s-a trezit chemat la școală de către presupusa doamnă dirigintă în clasa a 11-a, fără ca el să fi trecut vreodată prin clasa a 10-a. Bărbatul absolvise 9 clase, iar după o pauză de 20 de ani a încercat revenirea la seral. Demersurile necesare pentru înscrierea în clasa 10-a nu fuseseră însă făcute, astfel că a renunțat. Povestea a determinat Inspectoratul Școlar Gorj să se autosesizeze și să deschidă o anchetă. Au fost audiați profesori, elevi și au fost verificate cataloage și alte documente școlare. Potrivit raportului de control, ar fi existat 2 cataloage la clasa unde este înmatriculat elevul cu pricina. În urma raportului Inspectoratului Școlar Județean Gorj, constatându-se situații ilegale de o gravitate sporită, conducerea unității de învățământ a sesizat IPJ Gorj. Organele abilitate au anchetat situația elevului Cernotoiu împreună cu cazurile înscrise în capitolul Criminalitate Economică, de care fusese anunțați anterior acestui lucru, tot de pre conducerea unității de învățământ. Conducerea școlii a desemnat o comisie care să analizeze toată documentația elevilor înscriși la clasele fictive. Aceasta a verificat dacă acele persoane înscrise în unitatea de învățământ se află încă pe teritoriul României și în acest sens se colaborează cu Poliția de Frontieră. Toate aceste evenimente vor conduce la demararea unei acțiuni în instanță și acțiunile mai sus menționate sunt coordonate prin intermediul unității de învățământ de către Inspectoratul Școlar Județean Gorj și sub consilierea juristului SJ Gorj. Liceul tehnologic din Tulburea este situat în centrul comunei, în apropiere de primărie. Anul acesta, doar 4 candidați au fost înscriși la bacalaureat. Unul singur a promovat cu media 6,26, 2 elevi nu au reușit să promoveze și un altul nu s-a prezentat la una dintre probe. Moș Nicolae vine la copiii cu minți în noaptea de 6 decembrie. Vine și la cei mai năzdrăvani, însă pe ei îi va atenționa cu o nuielușe frumos împodobită. Sărbătoarea Sfântului Nicolae este legată de dărnicie și compasiune și de cadourile pe care cei mici le primesc în această zi. În fiecare an, în seara zilei de 5 decembrie, copiii știu că trebuie să își lustruiască ghetuțele sau cizmulițele pentru că Moș Nicolae va trece pe la ei să le aducă darul. Tradiția își are originea în povestea personajului legendar și mitic ce a existat cu adevărat în persoana arhiepiscopului Nicolae, care a trăit în secolul al IV-lea. Sfântului Nicolae îi sunt atribuite mai multe fapte bune față de cei săraci, dar și miracole. Provenind dintr-o familie înstărită, la moartea părinților săi a donat întreaga avuție celor nevoiași. Una dintre cele mai cunoscute legende ale lui Moș Nicolae este povestea a 3 fete sărace care, neavând zeste, nu se puteau căsători, urmând să fie vândute unor bărbați înstăriți. Se spune că Sfântul Nicolae, aflând despre acestea, le-a aruncat fiecăreia pe geam într-o noapte câte un săculeț cu bani. Aceștia au căzut fie în ciorapii puși la uscat, fie în ghete. De aici și obiceiul ca darurile să fie puse în ghetuțe. În colinele românești se vorbește despre florile d'albe, flori de măr. Asta pentru că bătrânii știau și ei că acea joardă a Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr. Dacă aceasta, pusă în apă, va înflori până la Crăciun, înseamnă că cel care a primit crenguța a fost iertat. Dar Sfântul Nicolae nu este numai protectorul celor săraci, ci și al copiilor, al marinarilor și al victimelor judecăților nedrepte, fiind venerat în întreaga lume. Sfântul Ierarh Nicolae a murit în anul 340, iar din anul 1087, moaștele sale sunt păstrate la o biserică ce îi este dedicată, în Bari, în sudul Italiei. Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București păstrează mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, dăruită, potrivit documentelor, de Arhiepiscopia din Bari, domnitorului Mihai Viteazu, acum peste 400 de ani. România a depășit azi pragul de 500.000 de cazuri confirmate de la începutul pandemiei și până în prezent. Peste 8.000 de noi cazuri au fost confirmate în ultimele 24 de ore din cele peste 35.500 de teste efectuate. Asta înseamnă o rată de pozitivare de aproximativ 22,6%. Numărul pacienților COVID aflați în stare gravă la ATI este tot mai mare, astăzi fiind internați 1.275.
România a depășit pragul de 12.000 de decese de la începutul pandemiei și până în prezent. În ultimele 24 de ore, 176 de români au murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2. 8.062 de cazuri noi de COVID-19 au fost înregistrate la nivel național. 35.467 teste au fost efectuate în ultimele 24 de ore, astfel că rata de pozitivare este de aproximativ 22,6%. Numărul pacienților aflați în stare gravă la ATI pare că a explodat, 1.275 fiind înregistrați în prezent. Până astăzi, 4 decembrie, pe teritoriul României, peste 500.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. Aproximativ 390.000 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 12.052 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 51. Din păcate, a fost înregistrat un deces în urma infectării cu coronavirus. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 69 de ani, care prezenta și alte afecțiuni medicale. De la ultima informare s-a mai înregistrat un deces. Este vorba de un bărbat în vârstă de 69 de ani cu boală renală cronică în program de dializă. Au mai fost înregistrate în ultimele 24 de ore alte 51 de noi cazuri de îmbolnăvire. Situația prezentându-se astfel, sunt înregistrate 23 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și alte 28 de teste pozitive provenite de la laboratoarele din sistemul privat. De la începutul pandemiei, 4.491 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. 4.092 de gorjeni s-au vindecat, iar 218 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către direcțiile de sănătate publică, județul Gorj înregistrează 1,29 la 1.000, fiind situat în scenariul verde. Tot în scenariul verde se află încă două județe, Harghita și Olt, cu o rată de infectare de 1,10, respectiv 1,15. Doar două județe înregistrează o incidență de peste 7 la 1.000 de locuitori, și anume Constanța și Ilfov, cu o rată de infectare de 7,04, respectiv 7,01 la 1.000. De asemenea, situația personalului angajat la SJU Târgu Jiu, infectat cu SARS-CoV-2, se prezintă după cum urmează. Un angajat a fost depistat pozitiv în data de 1 decembrie, iar alți 4 angajați pozitivi au fost depistați în ultimele 14 zile, unul fiind internat, iar restul în izolare la domiciliu. La ultima testare de miercuri, Pandurii Târgu Jiu au avut 4 jucători confirmați pozitiv COVID-19, pentru că nu au intrat în contact cu restul componenților lotului. Echipa gorjană așteaptă avizul de la DSP Gorj pentru a putea găzdui sâmbătă meciul cu FCU Craiova. Mini-vacanța de 1 decembrie, petrecută cu prietenii și familia în zilele libere acordate jucătorilor de la Pandurii Târgu Jiu, a avut drept rezultat 4 testări pozitive ale jucătorilor. Ultimul meci susținut de Pandurii Târgu Jiu a fost cel din data de 25 noiembrie la Recea, unde au fost învinși cu 2-0. Imediat după revenirea din mini-vacanță, jucătorii au fost testați COVID-19, iar veștile proaste au apărut pentru echipa gorjană. 4 jucători pozitive au fost confirmați, însă echipa și conducerea speră ca DSP Gorj să le acorde avizul necesar pentru meciul de sâmbătă cu FCU Craiova. Jucătorii pozitivi nu au luat contact cu restul componenților lotului, iar pierderile cauzate de absența lor pot fi amortizate, Pandurii având un lot numeros. Avem câțiva jucători pozitivi, dar din câte am înțeles, meciul a DSP-ul ne dă acordul să jucăm, cu toate că ne lipsesc jucătorii respective, avem încredere că putem să scoatem un rezultat pozitiv cu echipa de pe primul loc, Craiova. De asemenea, și echipa adversară, FCU Craiova, are în prezent pozitiv COVID-19. 6 cazuri de infectare au fost anunțate, însă echipa a primit avizul de la DSP pentru a putea juca meciul de sâmbătă cu ASU Politehnica Timișoara, iar jucătorii și antrenorii infectați au fost izolați. Imediat discutăm pe larg subiectul alegerilor parlamentare cu subprefectul de Gorj, Virgil Drăgușin. Ce măsuri trebuie să respecte cetățenii în ziua votului, dar și cum va fi organizat scrutinul în vreme pandemică, aflăm după o foarte scurtă pauză. Alegeri în pandemie. Ce măsuri trebuie să respecte cetățenii duminică, astfel încât să ne protejăm și pe noi, dar și pe cei din jurul nostru, ne spune subprefectul de Gorj, Virgil Drăgușin. Bună seara! Bună seara, bun găsit, bună seara telespectatorilor noastre!
Da, avem alegeri într-o zi deosebită, alegeri foarte importante, alegeri în ziua de Moș Nicolae. Avem sigur, și o serie de restricții. Sunt o serie de restricții, restricțiile care în general au fost și în această perioadă, deci în perioada premergătoare a alegerilor. Fiecare dintre noi va trebui să respectăm măsurile pe care le respectăm în general în toată această perioadă de criză sanitară. Acele măsuri pe care le respectăm atunci când mergem la piață, când mergem la market, când mergem pe stradă, deci aceste măsuri trebuie să dăm o bună perioadă de timp pentru fiecare dintre noi, astfel încât să împiedicăm răspândirea acestui virus. Se va proceda la fel ca la alegerile locale, cu termometrizare, purtarea măștii, dezinfectare? Din punct de vedere al organizării alegerilor, la nivelul județului Gorj, ca de altfel la nivelul întregii țări, pentru că activitatea este coordonată în Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul instituțiilor prefectului, autorități și autorități electorale permanente, aceste măsuri sunt și la nivelul județului Gorj, în sensul că la fiecare secție de vot vor fi distribuite materiale de igienă, de protecție pentru mâini, deci acea soluție pe care alegătorii o vor găsi în secțiile de vot, vor fi distribuite pentru membrii secțiilor de vot mănuși sanitare de protecție, de asemenea pentru membrii secțiilor de vot, cât și pentru alegătorii care nu au mască la intrarea secției de vot, vor fi distribuite măști de protecție sanitară. Ideal ar fi să aibă mască, pentru că este obligatorie în toate... Sigur, până la secția de vot, așa cum prevede hotărârea de guvern privind prelungirea stării de alertă, este obligatorie purtarea măștii atât în spații deschise cât și în spații închise, dar dacă vor fi asemenea situații și la nivelul județului Gorj, practic pentru cele 331 de secții de vot existente în județ, la nivelul instituției prefectului vor fi distribuite 150.000 de măști. Deci dacă facem o raportare la numărul total de alegători aflați pe listele electorale permanente, este undeva peste 50% din numărul acestora. Avem și o serie de restricții relaxate pentru duminică. Despre ce se vorbește? Da, sigur, astăzi au fost adoptate o serie de măsuri la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență în sensul de a facilita participarea cetățenilor la procesul electoral, astfel încât în zonele carantinate, însă nu este cazul județului Gorj, încă din fericire județul Gorj nu am avut asemenea situații, dar începând cu ora 5 dimineața și până la ora 1 pentru toți cetățenii, pentru că știm că între ora 23 și ora 5 este o restricție de circulație. Deci între ora 5 dimineața și ora 1 în ziua următoare, pe 7 decembrie, circulația nu va mai fi condiționată de existența unei declarații asupra celor care se deplasează în localitate. De asemenea, în noaptea de 6 spre 7 până la ora 7 dimineața, toți membrii secțiilor de vot, operatorii de calculator, reprezentanții partidelor politice, reprezentanții societății civile care participă ca observatori în birourile secțiilor de vot, vor putea circula fără a avea asupra lui această declarație. Este permisă circulația până la ora 1 dimineața. Ce se întâmplă cu membrii secțiilor de votare care nu reușesc să termine numărătoarea voturilor până la 1? Tocmai de aceea v-am spus, pentru aceștia este permisă circulația fără declarație până la ora 7 dimineața. Deci cum vor dovedi? Fiecare dintre membrii secțiilor de vot au asupra lor o împuternicire din partea partidului care i-a desemnat în cadrul secției de vot, prin care demonstrează că au fost membri din acea secție de vot. Deci nu este niciun fel de problemă. De asemenea, președinții și locțitorii secțiilor, birourilor electorale au împuternicirea pe care au primit-o de la autoritatea electorală permanentă, pentru că altfel nu ar putea face parte din acea... Deci au un document asupra lor care le legitimează prezența în acea secție de vot. Avem și situații în care cetățenii cu drept de vot se află în carantină sau în izolare. Pentru ei se va folosi urna mobilă. Avem solicitări până acum? Da, de asemenea, așa cum bine ați precizat dumneavoastră, sunt destul de multe și asemenea situații. Biroul Electoral Central a dispus câteva măsuri în sensul de a veni în întâmpinarea acestor cetățeni, care, sigur, dreptul la vot nu trebuie să fie îngrădit, trebuie să creăm toate condițiile astfel încât cetățenii să participe la procesul electoral. Aceștia aveau posibilitatea până astăzi la ora 24 să depună la birourile electorale de circumscripție județeană o solicitare de a
se deplasa urna mobilă la domiciliul acestora. Aceste cereri se centralizează la nivelul instituției prefectului, care în data de 5, cu sprijinul primarilor, le va distribui către președinții secțiilor de vot de care aparțin acești cetățeni aflați în carantină sau în izolare. Dar vor fi și alte situații în care aceștia nu pot sau nu au posibilitatea de a solicita electronic urna mobilă. Dar mâine, între orele 18 și 20, când membrii secțiilor de vot se vor afla în secțiile de vot, vor putea depune prin intermediul unor interpuși, unor persoane apropiate, vor putea depune aceste cereri însoțite de dovada faptului că se află în carantină sau izolare. Și de asemenea vor fi și alte situații de alte persoane care din vari motive de natură medicală nu se pot deplasa la secțiile de vot și aceștia vor putea depune cereri la birourile secțiilor de vot, astfel încât în ziua de 6 decembrie urna mobilă să se deplaseze către domiciliul acestora. Și mă întrebați dumneavoastră dacă la nivelul județului Gorj, undeva în jurul orei 17 erau 30 de cereri sosite pe adresa de mail la biroul electoral județean. La nivelul biroului electoral județean acestea vor fi triate și repartizate pe fiecare localitate de unde provin solicitanții, astfel încât mâine dimineață la nivelul instituției prefectului vom dispune măsura transmiterea acestor cereri către localitățile de care aparțin solicitanții. Știm că se fac teste și în weekend. Dacă vor fi confirmați mâine sau duminică, chiar în ziua votării, ce vor face acești oameni? Măsurile de protecție sanitară pentru asemenea persoane vor fi similare cu cele de la alegerile locale. Se va realiza termometrizarea la intrarea în secție de vot a fiecare alegător. Principiul este același: dacă există persoane care au de pildă o temperatură mai mare decât cea normală, vor vota într-o anume secție, într-o anume cabină de vot, acea cabină de vot rămânând cabină dedicată pentru persoane cu asemenea simptome. Dar sunt care primesc decizia de izolare chiar duminică. Aceia nu vor mai putea ieși. Sigur, care vor primi duminică. Pentru cei care până mâine vor primi aceste sau vor fi trimiși în carantină sau izolare și încă nu vor avea deciziile de la Direcția de Sănătate Publică, vreau să informez pe toți cei care sunt în această situație că Direcția de Sănătate Publică mâine va fi activă și va emite în regim de urgență deciziile pentru asemenea persoane care se află în carantină sau în izolare și care vor dori să solicite prezența urnei mobile. Și vor putea depune tot online? Nu, deci așa cum v-am spus, cererile online se depun până la ora 24 în această seară. Alte persoane care nu utilizează acest mijloc de comunicare vor putea depune mâine între orele 18 și 20 la birourile secțiilor de care aparțin aceste cereri. Dar dacă nu se află pe raza circumscripției? Persoanele care nu se află pe raza circumscripției. Definirea circumscripției în momentul de față este județul. Pe raza locală. Raza secției de votare. Deci dacă nu se află în area de acoperire, în area de acoperire a secției de vot din localitatea în care iau domiciliul sau rezidența, dar se află în altă localitate izolat sau carantinați, pot vota pe liste suplimentare în acea localitate. Orice cetățean poate vota în județul Gorj, dacă are domiciliu în județul Gorj, la secția de vot de care aparține din localitatea de domiciliu sau la orice altă secție din altă localitate a județului pe listele suplimentare. Și atunci, dacă în situația în care sunt izolați, dar domiciliul la un altă parte, pot depune aceste cereri mâine secție? Precizând domiciliul la care se află în izolare sau în carantină și atunci sigur vor vota pe lista suplimentară la cea mai apropiată secție din localitatea unde se află în izolare sau carantină. Vor fi situații la persoanele care se află spitalizate. Pentru cele două spitale din municipiul Târgu Jiu și celelalte spitale din județul Gorj, ca de altfel și pentru penitenciarul Târgu Jiu și pentru arestul de la Poliția Județeană. Sunt secții dedicate, arondate acestor spitaluri sau celor de penitenciarului sau arestului preventiv de la Poliția Județeană, unde cei care au condiții de pot vota fără a avea îngrădire drepturile și libertățile cetățenești, pot solicita și pot depune cereri la secția la care este arondată spitalul sau în cazul penitenciarului. Bun, am ajuns și în ziua votării la urnă mobilă. Cine va duce urnă mobilă? Regula este aceeași din totdeauna. Vor merge doi dintre membrii
secției de vot, însoțiți de un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, mă refer la un polițist sau jandar, care se va deplasa la domiciliul persoanei respective, se va face identificarea vizuală a persoanei respective, vor avea elemente de protecție sanitară, mă refer la măști și mănuși, nu vor intra în contact și nu vor sta o perioadă îndelungată cu acea persoană, pentru că nu va fi nevoie să voteze foarte mult și vor merge nu cu lista electorală pe care se află acea persoană. Există un anumit document, se numește extras din lista de alegători, pe care se va completa la fața locului. Persoana va vota, după care va introduce buletinul în urna, da? Mobilă. Nu este un pericol pentru cei care, eu știu, numără voturile ulterior? În primul rând, am precizat, membrii secțiilor de vot sunt protejați prin mijloace de protecție sanitară. Deci vor avea inclusiv mănuși pe care le vor folosi. Numărătoarea buletinilor de vot, așa cum prevede legea, va fi făcută doar de către președintele biroului secției de circumscripție, care va desface buletinul de vot și îl va vizualiza către ceilalți membri ai secției de vot, astfel încât să nu există discuția asupra validității acelui buletin de vot. Deci nu va fi un pericol. Sigur, pentru... dar nu va intra în contact cu toți membrii și fiecare dintre ei, așa cum a spus, vor purta mijloace de protecție sanitară. Președinții secțiilor de votare ar trebui să vină cu saci cu buletine la centru. Da, sigur, la finalizarea procesului electoral, după numărătoarea voturilor, după întocmirea proceselor verbale, toți președinții secțiilor de vot vor trebui să deplaseze către municipiul Târgu Jiu, către biroul electoral județean, către Comisia Tehnică a Direcției Județene de Statistică, în vederea predării materialelor. O parte din materialele, ceea ce reprezintă rezultatul alegerilor din secția de vot, mă refer la procesele verbale privind rezultatul la Senat, cât și la Camera Deputaților, însoțite de alte documente prevăzute prin decizia 79 a Biroului Electoral Central, le vor preda către biroul, către membrii Comisiei Tehnice a Direcției Județene de Statistică și Biroul Electoral Județean, de către președinții secțiilor. Locțiitorii acestora vor preda celelalte materiale către reprezentanții instituției prefectului. În acest moment am organizat un circuit, zic eu, destul de bun și am beneficiat de sprijinul primăriei municipiului Târgu Jiu, în special primarului Marcel Romanescu, care ne-a pus la dispoziție o bună parte din spațiile de la stadionul municipal, astfel încât să reușim realizarea unui circuit suficient de bun, astfel încât să nu avem un număr mare de participanți și un număr mare și să vină în contact foarte apropiat aceștia. De asemenea, împreună cu cele două instituții importante care ne sprijină în organizarea alegerilor, mă refer la Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul Județean de Jandarmi, am realizat o programare a sosirii de la secțiile de vot către Târgu Jiu, în vederea predării, astfel încât să nu realizăm o mare aglomerație de persoane la nivelul Biroul Electoral Județean. Chiar voiam să vă întreb, de obicei știm că la sediu se crea o aglomerație, mai ales într-un anumit interval de timp, când ajungeau președinții secțiilor din comune, poate mai îndepărtate. Da. Suntem într-o situație, vreau să vă spun, fericită din punct de vedere al spațiilor, pentru că am beneficiat de sprijinul primarului municipiului Târgu Jiu prin punerea dispoziție acestor spații. Nu știu câte județe pot avea o asemenea spații la dispoziție și, sigur, în complementaritatea acestor spații, ne-am luat și noi măsuri de a asigura protecția sanitară, distanțarea fizică a persoanelor, astfel încât să nu înregistrăm situații neplăcute. În mod similar și la alegerile locale, în aceeași locație am desfășurat activitatea, nu am avut cunoștință și nu am cunoștință să fi înregistrat incidente și, sigur, în orice situație de genul ăsta unde apare oboseala, irascibilitatea, pot apărea și nemulțumiri, să cred că a fost una dintre primele dăți când pe mailul instituției prefectului au fost primite de la președinții de circumscripții la vremea respectivă, au fost primite mesaje de felicitare și de mulțumire de modul de organizare. Sperăm și ne dorim să ne ridicăm cel puțin la nivelul pe care l-am atins, la nivelul alegerilor locale, dacă nu lucrurile se desfășoară într-o condiții mult mai bune. Piețele vor fi și ele redeschise? Când, cum, în ce condiții? Da, sigur, nu am foarte multe informații, pentru că astăzi, din câte știu, a fost o ședință de guvern.
Am înțeles pe o propunere a Comitetului Național pentru Situații de Urgență că din data de 6 decembrie aceste spații comerciale, piețele, vor putea funcționa în condițiile în care au funcționat și în perioada precedentă, adică înainte de introducerea acestor restricții. Raed Arafat spunea că se vor lua niște măsuri suplimentare. Sigur, la nivelul județului Gorj, în piața centrală, piața Nouă Mai, ca de altfel și la tot ceea ce înseamnă acele târguri și bârciuri organizate săptămâna în județul Gorj, cu instituția prefectului, cu sprijinul autorităților locale, cu al poliției, jandarmeriei, inspectoratului de situații de urgență și în ultimul rând al Direcției de Sănătate Publică, de fiecare dată am încercat să solicităm celor care administrează aceste spații să organizeze circuite de afluire și de fluire, astfel încât cei care merg în piață să nu iese din piață pe același circuit. În măsura în care am observat că, cel puțin la nivelul municipiului Târgu Jiu, în ultima perioadă, un grad de conformare al populației extrem de ridicat și pe această cale le mulțumesc foarte mult pentru că oamenii au înțeles că doar protejându-ne individual putem împiedica răspândirea acestui virus, cred că lucrurile vor decurge în condiții bune și sigur, până la urmă, era și necesară deschiderea acestor spații comerciale, având în vedere și faptul că urmează și sărbătorile de iarnă, oamenii probabil vor avea nevoie de mult mai multe din piețe, târguri. Tocmai voiam să vă întreb, pe lângă aceste alegeri de duminică, avem și pe Moș Nicolae duminică. Da. Părinții vor începe să umble prin magazine pentru că în căutarea cadourilor pentru cei cu minți. Mod evident, este o lună decembrie, luna cadourilor, o luna sărbătorilor, o lună în care oamenii de regulă petrec mai mult timp la cumpărături, dar este o lună în care înregistrăm o situație fără precedent pe care n-am mai cunoscut-o în perioadele anterioare și asupra căreia trebuie să fim foarte, foarte atenți, astfel încât să nu transformăm sărbătorile din bucurie în alte situații. Ce recomandări aveți pe final de intervenție? În primul rând, pentru că este ziua de 6 decembrie și o zi foarte importantă pentru noi toți ca națiune, doresc ca prezența la vot și să fie cât mai mare, doresc ca un număr cât mai mare de cetățeni să participe la vot și nu poate reprezenta un pericol major prezența la o secție de vot de câteva minute, mai mare decât o prezență, așa cum spuneam la începutul intervenției mele, pe stradă, la un market sau în piață. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! O seară bună! Seară bună! Începând cu acest weekend, vom avea restricții mai blânde. Piețele se vor redeschide, însă doar în condițiile adoptării unor noi norme de igienă de către instituțiile acreditate în acest sens. Alegătorii pot merge duminică la vot fără declarație, chiar dacă localitatea se află în carantină. Pentru buna desfășurare a scrutinului din 6 decembrie, cetățenii cu drept de vot vor putea circula fără restricții de duminică dimineața de la ora 5 până luni la ora 1, fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului deplasării. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Gorj TV, ne revedem și luni la ora 18 cu principalele evenimente ale zilei. O seară frumoasă și un weekend minunat!